Concursul național al tinerilor Zlatan Tkač, la care au participat elevii cu vârstele cuprinse între 7 și 17 ani din școli și profile muzicale din țară, acesta este cel mai mare concurs al tinerilor muzicieni din Republica Moldova. Muzica, вообще самое гениальное творение человечества, это мое мнение. И то, что в этом конкурсе главная задача – это популяризация творчества молдавских композиторов, талантливейших. И вместе с этим дети раскрываются, дети показывают просто чудеса в мастерстве. И здесь действительно звезды и гордость нашей страны. Mândră de performanțele discipulilor sunt și profesorii. Ei văd evoluția fiecărui pianist, acordionist și violonist în parte. Acest concurs de acolo a ajuns, concurs care îi poartă numele, numele Zlatan Tkač, a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Deci putem spune că a devenit tradițional. Mă bucur că cu fiecare an numărul participanților crește. Astăzi o să cânt 3 valsuri, compozitor Alexandru Timofeev în memoria lui Frédéric Chopin. Să redau dispozițiile de vals, toate sunt de genuri diferite. Vreau să arăt toate genurile, dispozițiile și abilitățile mele. Concursul este organizat în memoria compozitoarei Zlatan Tkač. La cei 40 de ani de activitate, compozitoarea a realizat circa 800 de lucrări muzicale. Pentru talentul său, Zlatan Tkač s-a învrednicit de titlul Maestru Emerit în Artă și laureat al Premiului de Stat a Moldovei. În acest an, concursul a ajuns la cea de-a 7-a ediție.